stadionul Ion Oblemenco, etapa cu numărul 22, Craiova întâlnește pe Dinamo și acum minge în adâncime, dar reușește să scape Sorescu. Centrare în fața porții, o piruietă și o minge care trece foarte aproape de poartă. Piliaceli ocrotit de șansă. A fost șutul lui Nepomuseno. Nu, este gay în imagine. Șutul din întoarcere al dinamovistului. Da, se întoarce destul de repede și mi se pare că într-adevăr balonul pare să fie deviat de unul dintre apărătorii olteni. Patru oameni la mijloc, Fabrini, Gol, Răuță și Nepomuseno. Și iată-l acum, iată-l pe Gay. Gay, deposedat în ultima instanță, trage Nemeț în blocaj, recuperează Fabrini. A doua ocazie mare a lui Dinamo, asta într-adevăr a fost enormă. Sorescu, bun șut, excelent șut. Pendulare scurtă, dar puternică și Piliaceli scoate de lângă bară cel mai bun jucător al lui Dinamo, el și Fabrini, dar cred că mai degrabă el. Sorescu lovește mingea foarte bine, repet, o pendulare scurtă. Mingea lovită perfect, cred că se ducea în bară. Pleacă centrarea, destul de bună, lovitură de cap ratată acolo de Bălașa. Mingea rămâne în zona careului, încă un balon înalt, lovitură de cap a lui Bayram. Și acum Cicâldău cu o bombă la colțul scurt, apără bine Eșanu. Nistor, centrare cu efect. A coborât acolo Nemeț, a ajutat apărarea și șutul lui Bancu se duce peste. Trebuie că și Ovidiu Popescu are un fizic bun și trece acum. Ivan scrie, trimite mingea în poartă, este 1-0, combinație minunată a Craiovei, pasa decisivă dată de Bayram, excelentă fază reușită de echipa gazdă, 1-0 din minutul 26, iar Ivan dă cel de-al patrulea gol în acest sezon de Liga 1, a punctat și etapa trecută contra lui Poliaș și Dinamo, iată, tinde să devină una dintre victimele preferate ale lui Ivan, care a mai dat încă 3 goluri în poarta câinilor. Iată faza. Pleacă foarte bine Ivan, pasează înapoi la Bayram. Bayram strecoară mingea, Ivan este în poziție regulamentară, Fanionul rămâne jos și este o notă bună pentru Ciprian Danș, asistentul din Satul Mare, care a apreciat corect faza. Minutul 26, Ivan deschide scorul, după care își probează calitățile incontestabile de acrobat. A plecat Mamut, Bayram conduce. Conduce balonul, îl are în față pe Pulici. Bayram, pătrunde Bayram și înțeapă mingea, însă fără forță. Puțin egoist la faza asta și aș zice puțin mai mult ineficient să iei mingea din propriul teren și să încerci să înscrii, condițiile în care ai totuși cu echiperi cu care să te ajuți.